Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Zepter. Live better, live longer. Lati. Alege gustul adevărat. Chateau Vartelli. Freckenbock. Grija este în mâinile tale. Salutare, dragi prieteni, un nou episod chef de gătit alături de șef Alexandru Comerzan și echipa de la Dumnezeu la Jurnal TV. Ce gătim astăzi? Astăzi facem o rețetă clasică. Eu cred că n-am gătit-o de vreo 10 ani buni și astăzi vreau să o împart cu voi și să văd dacă nu am uitat-o. E o rețetă extraordinar de simplă, fantastic de gustoasă, din două ingrediente simple. Mai bine zis, două ingrediente principale, esclătitele și portocalele, crepe Suzette. O rețetă clasică bucătăriei franceze, fantastic de gustoasă. Și, pe lângă desert, mai facem niște chifteluțe din pește. Astăzi merge vorba despre fitofag, sau cum îmi zicem noi, tolstolop. Nu mă întrebați, Sasha, dă rețeta la clătite. Simplă, ou, făină, lapte, adică gata. Nu ni dă rețeta, un ou, o lingură de zahăr, un tel și amestecăm puțin. Puteți aromatiza cu coajă de portocală, cu vanilie, dar eu am să lăs clătitele simple în așa mod că o să aromatizăm sosul. Luăm așa puțină făină. Încercăm să evităm boțurile de făină. Și acum mergem cu laptele. Ok. Lucru foarte, foarte important. Adăugăm puțin ulei. Floarea soarelui sau măslina e binevenit. Farfurioară. Untul în exces îl adăugăm în clătită. Și let's go. Cam grosuț aluatul nostru, dar e bine. Și avem nevoie de o scobitoare mică. Fiind tigaie antiaderentă, nu este ok sau nu este politicos. Între timp, cu calmă, lejer, nu ne grăbim. Gătim plătitele, după asta ne apucăm de tifteluță, da? Facem chestiile treptat. Ce frumos. Deci, fii atent, clătita este gata. Tigaia o lăsăm într-o parte, că o să avem nevoie de ea. Și începem cu chifteluțele noastre din pește. Deci, după cum spuneam anterior, fitofag sau tolstolop, da? Îl punem așa frumos pe tocător. Scoatem oasele de la burtă. De ce așa pește? Bine, poți să-l faci și din crab și din ce vrei tu. Doar că era fileul ăsta frumos la vitrina asistată de la Kaufland. Și am zis eu, cine a saliei dacă nu eu? Mă înțelegi? Poți să faci din crap, poți să faci din somon, poți să faci din ce vrei tu. Uite așa, scoatem pielea. Lucru cel mai important în acest caz, scoatem pielea. Este. Aici avem multe oase. Așa că ne străduim să tăiem cât mai mărunt ca să tocăm toată treaba asta noastră. Unul din motivii pentru care ne nu-mi place peștile de apă dulce este faptul că are multe oase. Dar la gust îmi place. Și în așa fel, soluția și e mai bună îs chifteluțele. Maximal mărunțit. Clar că toate oasele n-ai slipoți, dar mă rog, în blender și foc la ghet. Cel tot frumos, tot aranjat. Facem în felul următor. Puțină verdeață, mărar, pătrunjel. Uite așa frumos este. Ce adăugăm noi în tifteluțe? Puțin pesmet. Uite așa. Și pe lângă asta un ou. Ok. Fantastic. Fantastic. Superb. Și usturoi. Foarte și foarte important. Peștele iubește
usturoi. Bă, coriandru e, hai să spunem așa, o iarbă aromatică fantastică, doar că trebuie să-ți placă. Coriandru are două părți. Cine îl iubește și îl îndrăgește, ca mine, și cine îl urește, care ca cine? Ca mine. Ca tine, da? Așa, punem puțină sare. Înțelegi? Și facem o pastă de usturoi. O cremă. Sarea te ajută să-i dai partea și ea puțin grunjoasă, care e fix ce trebuie. Luăm și mestecăm. Amestecăm. Sare și piper. Ok? Și puțin piper. Mai este un ingredient pe care eu îl îndrăgesc și pe care îmi place să-l adaug. Uite așa frumos. Cât mai mult, cu atât mai bine. Da, și fă. O, mă chinui cu lingura. Noi avem mănuși de la partenerii noștri, de la Freckenbach. Altceva, domnule. Altceva. Ia ca partea asta de preparare un pic mai grea, cum noi îl numim mise en place, dar după asta mergem cu rețeta rachete. Rachete. Let's go! Ne apucăm de gătit. Ok, ulei de măsline, fii atent la mine. Uite așa. O ceapă. Facem așa și așa, că noi avem cuțite pentru legume. De la partenerii noștri, Zepter. Uite așa. Ceapa cu buleță, dar între timp adăugăm și puțin unt. Uite așa frumos. Ceapa tăiată mărunt, cu buleță. Foială. Cratița asta de la Zepter e perfectă pentru rețeta dată. E pe ca fix și trebuie. Nici mai mult, nici mai puțin. Puțin sare. Nu uităm, fiecare ingredient în parte sărăm și pipărăm pentru un gust mai complet și uniform. Dăm focul puțin mai tare. Adică așa, o frunzuliță de dafin. Nu o să strice. Mazăre. Să nu vă fie frică de fructele și legumele congelate. Sunt fantastice. Sunt produse care se culeg în plin sezon, unde au gustul lor la maxim, da? După care se congelează. Să nu vă fie frică. Ne-am înțeles, da? Recepționat. Folosiți-le că sunt fantastice. Unii se găsește așa mazăre frumoase acum, iarna. Curățite, gata. Înțelegi? Și pentru un gust mai interesant, puțin sos de soia. Puțin apă, jumate de pahar cu apă. Uite așa. Ca să gătim mazărea noastră, punem căpăcelul și așteptăm 2-3 minute. Gătim smântânica. Mănuș! Luăm tifteluțele noastre de peștișor. Și frumos, beautiful sunshine. Le adăugăm. Și că le adăugăm aici. Uite așa frumos. Da? Clar, îl puteți face din somon. Dorade, creveți. Dacă doriți o dată, facem de creveți. Vreți să facem un kebab din creveți? Tifteluțele gata. Eu zic între timp să deschidem aici o sticlă de vin. O sticlă de vin. Aici avem un alb, un chardonnay baricat. Fraza preferată al domnul Ion Lungu. Între timp. Căpăcelul și gătim ușor, lent. Luăm așa. Puțin zahăr.
coajă de portocală. Obligatoriu. Ca să intensificăm gustul de portocală, tăiem așa julien, subțire. Uite ce frumos, ca să intensificăm gustul nostru de portocal. Deci rețeta clasică prevede să adăugăm puțin de vin. Dar eu de vin n-am să adaug, deoarece aici avem un chardonnay baricat, fantastic, și păcat să n-am adaug. Ca arome extra o să adăugăm puțină scorțișoară și puțină vanilie. Cât mai mult, cu atât mai bine. Atent. Mai departe. Olala. Olala. Jus on fe. Zestul nostru de portocală. Fantastic. Scorțișoara. Uite așa. Olala. Și vanilie. Vanilia asta e puțin uscată, da? Nu e problemă că aroma oricum o să dăi. După care, în felul următor, adăugăm, facem, uite așa ea, uite așa ea frumos. Dacă așa faci, 1, 2 și o pui dacă așa. Măi, e o rețetă așa de simplă, dar credeți-mă pe cuvânt, fantastic, degustați-l. Tătă treaba asta, o torni, uite așa ea deasupra. Adăugăm puțină mentă. Dragi prieteni, le crep suzet. Voilà. Și eu zic să finisăm tifteluțele noastre din pește. Zgata. Zgata este. Adăugăm smântâniga noastră. Ok. La sfârșit, prieteni, puțină ceapă. 2 minute și finisăm rețeta. O stroie aici. Uite așa. Asta este rețeta dedicată lui domnul Ion Lungu? Nu, a? Așa cu pernuțele de ciocolată sunt al lui, da? Mărar și pătrunjel. Da, cuțitul chiar tăie bine. La la. Nu știu de ce, da, în sezonul acesta îmi place să punem mâncarea la comun. Crep suzet, tifteluță din pește și un vin fantastic. Eu sper să vă placă și sper că v-am făcut chef de gătit. V-am pupat și ne vedem data viitoare cu rețete noi. Bineînțeles, domnul Pavel. Pentru mai multe rețete, accesați canalul de YouTube Jurnal TV sau Alexandru Comerzan. Acolo găsiți idei de diferite feluri, da? Iepuri, carne, pește, tiftele, legume, rețete de post, tot ce vreți găsiți acolo. Ciuz! Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Zepter. Live better, live longer. Alege gustul adevărat. Chateau Vartelli. Freckenbock. Grija este în mâinile tale.